am revenit aici în ringul Coloseu din nou acest super cadru. Bine, puteți să alegeți ori acesta, ori cel de dinainte. Ambele cadre sunt superbe. Ne trecem la a doua luptă. Se antrenează la Maximus Academy. E prezentat acum un luptător din Chișinău, din Republica Moldova, antrenat de Valentin Pascăre, așadar la 22 de ani. Kirilov! Da, despre este vorba, Ion Kirilov. 22 de ani, sigur, o experiență destul de mică în kickboxingul profesionist. Două meciuri, o victorie, o înfrângere. Iată aici, în comparație, cei doi care vor lupta, a fost dezvăluit așadar și numele adversarului. Cât despre Kirilov, cel care intră, să spunem că luptă pentru Zbârnea Team, pentru Maximus Academy. Frumoasă intrarea. Maximus Academy, așadar, se văd toți pentru că cei pentru care luptă acest luptător de 22 de ani. Și mergem mai departe pentru prezentarea lui Ionuț Busuioc, The Prince of Kickboxing, antrenat de către Daniel Mocanu. Domnilor și domnilor, Ionuț, The Prince of Kickboxing, Busuioc! Sigur, nu are decât 6 meciuri, 5 dintre ele câștigate, 2 prin knockout și o înfrângere în cele 6 lupte pentru Busuioc. Dar chiar și așa, iată, numele lui de ring ne arată că are un potențial mult mai mare. The Prince of Kickboxing este din Târgoviște și se antrenează la Respect Gym din Găiești. Daniel Mocanu este antrenorul lui Ionuț Busuioc. Am avut un prim meci, o intrare foarte rapidă în pâine, să spunem așa, și o victorie prin knockout a terorii din Galați, Marian Lăpușneanu, mult peste Andrei Băcăoanu. Altfel, un puș cu curaj, dar nu poți să ce mai multe intri în ringul ăsta fără să faci o eschivă. Nu le poți lua pe toate. Are you ready? Good. Showtime. Second fight of the night. We start with the blue corner. Prezentare deja în stilul caracteristic pentru Cosmin Cernat. De ceva vreme prezent în ringul de kickboxing și de ceva timp și cu o parteneră în ring. Ambii dau foarte bine acolo la astfel de gale. Observăm mesele ocupate și biletele, să știți că sunt destul de scumpe la astfel de gale, dar lumea cred că apreciază acest coloseu, mai ales că a reușit foarte multe Gabriel Georgescu, cel care este patronul acestei promoții. Când vă spun de foarte multe, spun în primul rând că a reușit foarte multe lucruri, foarte multe lucruri bune, în sensul că a oferit o continuitate, o continuitate în timpul pandemiei, ceea ce puține promoții au reușit cu adevărat. Voi vorbi mai multe despre numărul de gale. Start așadar, Kirilov cu mănuși albastre. Ionuț Busuioc a fost în colțul roșu cu mănuși roșii, pentru că ambii au shorturi negre. Începe așadar această luptă. Stop. Da, o lovitură joasă de picior pentru, pentru luptătorul din Chișinău, care foarte bine se eschivează la această lovitură înaltă de picior. Ați văzut ce frumos, din trunchi acolo și apoi una însă stânga asta, aruncată din scurt de Busuioc. Busuioc are poziție înaltă în gardă. A încercat cu brațul din față. Auzi foarte clar și sfaturile antrenorilor. Excelentă stângă cu care mereu își începe Kirilov și începe atacul. A dat bine și acea lovitură de picior joasă pe piciorul din față al adversarului.
Usyok stă cam mult în fața lui Kirilov fără să lovească și lucrul ăsta ar putea să-l coste. Încearcă cu o lovitură de picior, apoi tot stânga cu care își face loc printre brațele adversarului. Bună lovitura asta înaltă de picior, n-a avut forță, dar cred că și-a atins ținta. Încearcă o dreaptă foarte bună. Busuiec cu curaj din ce în ce mai mare, dar parcă prea largă dreapta asta. Se vede cum ar fi și de la ultima camera castelului, de acolo de sus. Și adversarul a avut timp să... Oh, excelent! Direct asta cu pas din săritură. A lovit Kirilov după stop. Comanda clară arbitrului. Bine, mă, băiatul! Un pic mai jos. Încearcă unor să schimbe poziția în gardă, trece din gardă normală în gardă inversă, acolo Busuioc. Lovitură bună de picior joasă, răspunde cu aceeași monedă și Kirilov. Bine se blochează Busuioc, atent, priviți cât de bine cu brațul drept parează lovitura de picior adversarului. Luptă bine cu brațul din față Busuioc, Kirilov ajunge greu la adversar. O repriză echilibrată până acum. Da? Excelent, croșor de dreaptă pentru Busuioc, e rândul lui Kirilov, care aruncă și el bine dreapta, frumos, insistă văzându-și adversarul în colț. 1-1-4. Foarte bună eschivă, dreapta lui Busuioc trece departe. Sigur, nici Kirilov nu și-a dat drumul la lovituri. Acea serie pe care ați auzit-o comandată din colț de antrenorul său nu a ieșit așa cum și-ar fi dorit. Se termină repriza și doi se mai lovesc un pic după comanda stop arbitrului. Semn că au ceva de împărțită și lucrurile nu vor rămâne așa. Vom vedea ring ce se va întâmpla. Așteptăm câteva ale lor cu cele mai importante lovituri din această repriză. Iată, colegii din CAR imediat se execută, să spunem așa. La început un pic studiu. Trebuie să-ți găsești distanța de luptă, să încerci să vezi exact cam ce poate adversarul. Cei doi, aș spune că arată destul de bine pentru numărul lor de lupte. Nu-i văd deloc stângaci în exprimare, ci atenți și foarte, foarte bine pregătiți la, mă rog, la un anumit nivel până la urmă, dar atenți la ceea ce se întâmplă acolo în ring. Start în cea de-a doua repriză. Bună eschivă pentru Kirilov, care revine cu lovituri frumoase. Din păcate, el surprinde acțiunea un pic cu spatele la adversar. Busuioc nu profită, dar încearcă să-și lovească adversarul. Se ferește bine aici. O eschivă cu pas înapoi și cu scădere de nivel la un moment dat, pentru a scăpa de lovitura aceea de picior atât de periculoasă. Excelent! Stângă-dreaptă pentru Busuioc, care am impresia că are o viteză un pic mai mare de lovire decât cea a adversarului. Excelentă stângă, atenție! Excelentă stângă pentru Busuioc. Aruncată foarte, foarte bine și încă o dată o lovitură care își atinge ținta. Sigur. Atenție însă, s-ar putea să fie accidentat Busuioc pentru că a căzut pe brațul acestuia, pe umăr. Foarte urâtă căderea. Sunt convins că o vom revedea. Nu neapărat căderea, ci faptul că acolo Kirilov cade chiar pe umărul lui Busuioc, prinzându-l într-o poziție foarte grea. Ia să fim atenți aici. Aici e momentul în care cade pe
umărul adversarului. Aici priviți și chiar tragerea asta nu e corectă până la urmă. Busuioc se ridică și este un lucru bun pentru el. Oh, excelentă stângă aruncată din start. Busuioc pare decis să dea drumul la lovituri și mai în forță pentru a-și pedepsi adversarul, care iarăși ține, priviți, se agață de mijlocul lui Busuioc, de mijlocul lui Busuioc, într-adevăr. Chiloc încearcă să lovească primul în orice schimb. Busuioc însă mai atent, iată-l, se apără, apoi dă drumul la lovitură. Așa, da, așa, așa! Ține brațe mereu, brațe mereu! Hai! Aia nu-ți iarăși, primul tu! Destul de mult a fost despărțită această luptă de arbitru, dar până la urmă e bine că a fost evitată vreo accidentare. Căderea aceea n-a arătat deloc bine pentru Busuioc. Bine că a reușit să se scoale fără a avea probleme. De multe ori Kirilov ajunge cu spatele la adversar și arbitrul evident că trebuie să-i atragă atenția. Vine sus, vine sus și tu. Hai, ce cauți încă? De foarte multe ori lupta este oprită pentru că cei doi se întâlnesc în acele clinciuri din care se despărțiți cu greu de arbitru. Chiar dacă a căzut, chiar dacă părea că s-a accidentat, în opinia mea, Busuioc are un plus în fiecare repriză până acum. El a reușit loviturile mai clare. Adversarul său e prea preocupat ca după prima lovitură pe care o aruncă să se lipească de adversar pentru a evita loviturile acestuia și seamănă de multe ori cu o trântă lupta asta și nu cu una de kickboxing. Mai mult, cred că a primit și un avertisment Kirilov la acea cădere pe umărul adversarului, pentru că nu numai că a provocat, el a și provocat căderea acolo. Deci cred eu că avertismentul era unul corect acordat. În fine, mergem în ultima rundă. No, pe vârfuri, pe pas în față, unul. Dacă primul meci a fost la categoria 7, aici suntem la 91, da? Bine, Kirilov încearcă să dea drumul la lovituri mai clare. Stânga însă o primește în plină figură. Arbitrul îi atrage din nou atenția că își ține adversarul de picior, provocându-i căderea cu un procedeu nepermis. Kirilov mai activ în runda asta, dă drumul la lovituri, dar nu ceva care să-l pună în dificultate pe Ionuț Busuioc. Ionuț, nu mă duc, hai! Nu cred, nu unul întâi, hai, hai acum, închide-l cu unul și după aia, hai, hai acum, hai, hai acum. Nu-i chiar așa, nu poate fi tot timpul acum când îți dorești tu, aici adversarul, în plus acesta aude și el evident ceea ce spune antrenorul. Bună lovitura asta la corp, Busuioc, răspunde Kirilov cu aceeași chestie, atenție însă, Busuioc încearcă un fel de bravadă cu brațele jos, asta e o luptă ce poate deveni periculoasă, mai ales la categoria asta, trebuie să fii atent și oricum nu ești la nivelul în care să faci așa ceva, nu dă bine în niciun mod, la nimic, nici pentru spectacol, să lași brațele jos în fața adversarului. Busuioc acum stă cam mult fără să lovească în fața lui Kirilov și iată, nu iese nimic bun pentru el din acest schimb de lovituri. Hai! Dă-i drumul, pinge brațele! Excelent croșeu de stânga a Kirilov, uppercut de stânga de fapt și croșeul a venit după aceea. Busuioc se uită parcă prea mult spre colțul său, pare că e un elev cu lecția totuși neînvățată, ascultând atât de multe indicații, ar trebui să meargă lucrurile mult mai ușor pentru el. E o lovitură, să vedem, sub centură. Arbitrul îl numără, atenție,
Și nu face deloc rău, pentru că dacă el n-a observat lovitura sub centură, nu te poate crede pe tine. Iată o numărătoare, sigur ușor suportată de Busuioc, dar ea contea un excelent croșeu de dreapta aruncat acolo de Kirilov. Se pare că Ionuț Busuioc e un pic la capătul forțelor, resursele sale fizice s-au dus de mult, în repriza asta n-a aruncat o lovitură periculoasă și Kirilov încearcă să profite. E ușor de spus să dai drumul la brațe, dar uite, a încasat o lovitură înaltă și încă o dată Kirilov profită și are un final mult mai bun, atenție, peste adversarul său. Și dacă ar fi să ne luăm numai după runda asta, moldoveanul are și mult pe plus. Dar, vă reamintesc, se punctează primele, se punctează toate reprizele separat. Apoi punctajul se adună acolo și doar asta ar putea să-l salveze pe Busuioc, deoarece repriza a treia a fost una excelentă pentru Ion Kirilov. Plus acea numărătoare, nu neapărat luată pe vreo lovitură recepționată, ci pe o steneală asta pe care a tot arătat-o prin orice gest în runda a treia. Busuioc trebuie să-și pună la punct condiția fizică, pentru că în fața unui adversar foarte puternic, lucrurile n-ar rămâne doar așa. Și oricum, chiar și în această situație, finalul a fost unul periculos pentru el. Acum să vedem ce decizii au luat arbitrii. Sigur, Busuioc mi s-a părut a fi avut un plus în primele două, dar oricum unul mult mai mic decât plusul arătat de Kirilov în runda a treia. Așteptăm decizia. The winner of this fight, the second of the night, is Ionuț Busuioc! Câștigat Busuioc, dar trebuie să-și pune multe semne de întrebare. El a câștigat primele două reprize, la o distanță mai mică sau mai mare. Și până la urmă, asta a contat. A pierdut-o însă clar pe a treia și de aici ar trebui să-i vină mai multe semne de întrebare. Dar deocamdată să lăsăm să se bucure de acest succes. O scurtă pauză, vom reveni pentru a treia luptă. We'll be right back.